Ei salut și bine v-am găsit, oameni buni, băieți și fete, vă arăt cum să luați și voi Call of Duty Orzon gratuit de pe Blizzard, așa că o să vă arăt acum cum să faceți, scrieți aici battlenet.net, vă arată Blizzard, intrați foarte frumos aici și vă conectați, puteți să-mi downloadați, eu l-am pe desktop, și o să vă arăt cum să faceți lucrul acesta. Aici intrați și vă conectați, vă creați un cont nume, prenume, adresă, cont și așa mai departe. Unde trebuie, aici vă puneți o dată în care sunteți voi sunteți născuți și așa mai departe, nume, prenume și așa mai departe, ce trebuie să faceți, pe urmă vă conectați Uh, vă conectați foarte frumos. O să vă arăt acum cum să vă conectați pentru că sunt uh, pe un Google uh, aferent. Uh, sunt pe un Google uh, uh, incognito. Acum intrăm și ne logăm. Uh, intrăm foarte frumos și ne logăm uh, și noi. Ne conectăm uh, cu... Google-ul nostru. Vedeți că acesta este contul nostru, tot ce a trebuit să știți. Astea sunt jocurile Call of Duty or Zone. Intrăm foarte frumos și ne putem descărca. O să apară, cred că a apărut jocul acesta pe nouă, este accesibil, dar costă. Intrăm foarte frumos și vă arăt și pe battlenet.net, pe Blizzard. Aici intrați foarte frumos și acesta vă arată și cât costă. Nu puteți să-l descărca pentru că costă aici intrați foarte frumos și îl downlandați dacă nu l-ați downlandat intrați foarte frumos, aici este public îl downlandați unde este și așa vă puteți juca acest joc vedeți că are cam 120 de giga acest joc nu l puteți descărca decât în unde este Blizzard acolo vă, vă cere să-l downlandați, acum mai este cât o problemuță, vă arăt când se mai dă un update, ceva de genul acesta, vă puteți schimba din Europa, în Asia sau America, lăsați să-ți facă update-ul, pentru că și eu am avut probleme, v-am mai explicat în anumite tutoriale de ale mele, sau v-am mai explicat când s-a dat uh, un update, eu v-am explicat în jocul respectiv când am făcut stream, v-am explicat așa, vă puteți lua și voi... Uh, acest uh, joculeț uh, Call of Duty Warzone. Poarmă dați. Dați play și vă puteți juca cât doriți voi. Trebuie să aveți uh, mențin că trebuie să aveți și voi uh, liber spațiu unde îl descărcați pentru că dacă nu aveți uh, minim peste 100 de giga nu îl puteți uh, descărca pentru că acesta mănâncă foarte mult pentru că sunt două jocuri într -un, unul singur e Modern Warfare multiplayer plus uh, Orzonul deci voi nu puteți să jucați uh, Call of Duty Modern Warfare, jucați decât Call of Duty Orzon, pentru că acela este gratuit, nu știu câți giga, cred că are vreo 50 și ceva sau 60 de giga multiplayer-ul și 62 de giga, cred că are uh, Orzon, așa că a așa vă puteți lua și pu vă puteți face un cont de Blizzard, intrați foarte frumos pe frumușanu aici și vă puteți face un cont aferent, cum v-am și spus, creare cont, aici vă puneți țara, vă puneți data nașterii, dați continuu, dacă aveți un cont de Google aferent, vă puteți face, vă vine un e-mail, vă securizați foarte frumos pe frumușanu, vă securizați contul că O să vină o securizare a contului vostru, foarte, foarte frumos, vă vine să vă logat și să aveți uh, activare tot la acest joc. O să vă vină la acest Blizzard, aveți uh, securizare cont, o să aveți uh, cum este și la Steam. Uh, așa vă puteți lua acest uh, BattleNet. Acest uh, joc este disponibil din septembrie pe 9, noul Call of Duty Black uh, care este nou, așa că vă puteți juca multe joculețe pe acest uh, Battle.net, vă puteți juca Order, Warcraft, uh, uh, Hearthstone. Hero of the Storm, uh, Starcraft uh, 2 sau 3, restul se plătesc uh, în mod uh, aferent, uh, Overwatch se plătește Call of Duty, Black Ops 4 se plătește Call of Duty, uh, acesta. 2 u Call of Duty 2-ul se plătește Și așa mai departe Și noul Call of Duty care a ieșit acum Nu vă gândiți că totul este gratuit Aceștia sunt parteneri darilor Și așa vă puteți Descărca jocul Bun băi și vede până data viitoare Pa pa